Farafă și Gaza de Israel ar fi o gravă greșeală. Aceasta este declarația președintelui Joe Biden. Mistake. Look, what happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. And I think that it would be a mistake to for Israel to occupy Gaza again. Peste 1400 de civili din Israel și 2300 de civili din Gaza au murit de la începutul războiului. Criza umanitară se adâncește după ce spitalele aflate în zona de conflict au rămas fără medicamente și electricitate, iar numărul victimelor se apropie de 10.000. Președintele Statelor Unite ale Americii spune că nu este nevoie de o intervenție a soldaților americani în acest război. Joe Biden a declarat că armata israeliană este una dintre cele mai bune din lume, dar o intervenție a americanilor ar avea loc doar dacă țările vecine s-ar implica în acest conflict. I don't think that's necessary. Israel has one of the finest fighting forces in the country. I guarantee we're going to provide them everything they need.